Salutare, tu sunt Cristi și astăzi revin cu un nou episod din Rexit, a.k.a. Minecraft cu dinozauri și chestii de genul. Înainte să începem, aș vrea să vă rog să lăsați un like în cazul în care susțineți seria și vreți să vedeți mai multe episoade, pentru că chestia asta mă motivează extrem de mult. Și ultima dată eram în partea în Rivine, mi se pare că se numește. Și acum sunt aici și hai să punem un pătuc, să ne punem la somnic. S-au avut loc câteva update-uri. Și zic câteva, pentru că chiar au fost câteva, adică nu doar unul. În primul rând vreau să încerc chestia asta și în al doilea rând vreau să zic că au fost scoase backpack-urile, cum ziceam. Mă rog, hai să vedem. Mă pare că aș merge mai rapid. Stai, ce-a fost aia? Nu. Vreau să iau în quick bar și acum hai să vedem. Da, clar merg mai rapid. Bun. Vreau să iau o pauză și să vă arăt faptul că nu mai avem not enough item. Să sperăm că se bagă, pentru că... pot să-mi pun pariuțe. Acum merge. Faza e că... Hai să vedem pe care luăm. Fez. Faza e că... luăm pe asta. Uite, luăm pe Lilo. Stai, Stitch, îl luăm pe Stitch, doamne, Lilo e tipa. Și ăsta e Stitch. Bun, faza e că nu avem nici crafting guide, că nu mai știam cum se numește. Sau cel puțin l-am descoperit eu încă. Și acum mă uit și încerc să-mi dau seama unde ar trebui să ajung prima și prima dată. Și cred că ar trebui să ajung în zona asta, pentru că văd că e ceva construcție și o să punem aici cumva un waypoint. Stai. New waypoint, teleport. Așa punem și noi A, pentru că, da. Aici. Dan. Sunt curios dacă pot... De fapt, stai. Chiar sunt curios cum funcționează teleportul. Căcat. Să sperăm că se poate. Ai, pă naiba, că nu se poate. Bine. Atunci las ce n-am nevoie. Și iau ce aș avea nevoie. Sau cel puțin ce cred eu că aș avea nevoie. Chit că s-ar putea să n-am nevoie. Înțelegeți ideea. Dar mi-ar trebui să prăjesc și alea. Așa, miners asta, pentru că tot nu știu ce face. Așa. Cred că așa e cel mai bine momentan. Și oricum ar trebui să văd... Stai, încolo trebuie să mă duc. Ar trebui să văd întâi de toate. Să mă stabilesc undeva, pentru că aparent... Fără rucsac nu pot să car prea multe lucruri, adică în momentul de față și dacă dau de un dungeon, tot nu pot să iau cine știe ce. Și asta e chiar nașpa. Și voi când vedeți acest clip ar trebui să fie sâmbătă și eu probabil nu sunt acasă, sau de fapt acum când e pus clipul nu sunt acasă. Stai, văd ceva construcții în partea aia. Hai să vedem. Și sunt plecat și aș vrea să fiu acasă și să filmez sau să fac ceva, să învăț, dar nu se poate, eu trebuie să fiu plecat în weekend și chestii. Și pe urmă tot de mine se plânge lumea dacă nu iau note mari la bac, pentru că eu trebuie să fiu plecat în weekend, pentru că nu mor în weekend, că dacă n-am învățat până acum, de fapt nu mi-a zis nimic asta, dar... Tot aș fi vrut să stau să fac ceva. Ok, văd că asta e o căsuță care e cât de cât drăguță și aș sta aici. Chiar aș sta aici, dar e pusă ca dracu. Și acum, serios, nu se ia nimeni de mine că nu învăț sau chestii de-astea, decât că, cam ai momente în care vrei să stai acasă și tu să filmezi, să înveți și pe urmă să te duci afară. Trece bacul, după aia o să am și eu timp pentru mine.
Până atunci nu prea. Ok, am luat chestia asta și cu asta pot să arunc bulgării în oameni. Nu știu de ce aș vrea să folosesc blocuri din așa ceva, dar astea știu de ce le folosesc. De fapt, stai, sunt curios. Poate, oare pot să dau damage cu chestia asta? Ar fi frumos. Și nu-mi place locul ăsta, dar... ok. What the fuck? Pare a fi un cimitir. I'm breaking. Și scrie... Which the leggings of destruction. Oh, da. Sunt așa de plin de armură acum. Oi, oi, oi. Bă, ok, deci acum trebuie să vină în partea asta. Să văd ce e aici. Și dacă e o zonă bună, aș putea la fel de bine să și rămân pe acolo o perioadă. Mă, dar chiar asta e. Poți să mă teleportez aici? Teleport tu. Nu poți să mă teleportez. Dacă pun waypoint și pun, nu știu, să zicem z, ps, și apoi dau teleport aici, tot nu pot să mă teleportez. Pot să dau edit, delete, chestii de genul, dar nu pot să mă teleportez acolo. Bun, hai să ștergem pe ăsta. Delete. Și acum mergem și ne vedem de treabă. Oi, 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 bă, deci chiar aș vrea să fac cumva... Nu știu... Deci vreau să obțin un dinozaur cât mai repede. Și, gen, mă oftic rău de tot când stau și mă gândesc că eu nu mai am nici măcar crafting guide-ul ăla nenorocit. Pardon, inventory to X. Not enough items, nu știu ce e cu mine. N-am nici măcar not enough items, N-am nici not enough items, nici chestia aia cu inventory tweaks și am mai văzut case de genul... Tocmai am venit dintr-una. Mă rog, vedem și noi ce... Ok. Dintr-o dată, parcă îmi place să dau loot la chestii de genul. Oh, da. Stai, cum se numește? Oi, da, uncontrollable saber of destruction. Ok. Bun. Am ajuns aici. Și acum încerc să-mi dau seama încotro să merg. La fel de vine aș putea de fapt să mă duc pur și simplu drept. Nu prea avem dungeon-uri, deci explorare o să fie expre zero. Nașpa. De fapt nu că o să fie explorare spre zero, dar, sau cel puțin n-am găsit eu până acum dungeon-uri de care ar trebui să fie. Asta pentru că, bineînțeles, cel care a făcut site-ul de la Rexit, nu știu ce, prima dată n-a pus lista cu modurile, așa că nici măcar nu știu ce moduri sunt. De fapt, aș putea să încerc să aflu. Ideea e că eu când am luat Rexit-ul, nu avea nici măcar un like, nici măcar nu apăruse la recomandate, pur și simplu... am văzut pe un forum chestia asta și am intrat și gen am văzut că avea logo șmecher, da, așa am luat eu asta, am văzut, l-am luat și am văzut că era cu dinozauri. Deci avea logo șmecher și era cu dinozauri. Asta m-a convins pe mine, doamna, de smod pe cu. Și îmi place că se generează super bine. Dar îmi place, știi, că gen nici n-am lag, dar tot se generează ca dracu. Bun. Mă uit în partea asta, văd aici ceva lavă și chestii. Aș putea să mă duc acolo să văd ce e. Pentru că de... Ok. Ce e asta? Loamy grass block. Loamy dirt. Dar chiar, de ce nu mi-am făcut eu o... Stai că n-ar trebui să mă duc pe aici. Cred, nu știu. Mă duc în partea fix opusă de unde aș fi vrut să mă duc. Ai, ai, ai. Oribil erau tot o harta asta. Deci nu zău, deci trebuie să îmi pun de fiecare dată waypoint. Gen, îmi pun aici waypoint, vreau să ajung aici, new waypoint. Deci așa o să fac de fiecare dată și după o să șterg waypointurile pentru că uitați-vă și voi cât de nașpa e.
Nu pot nici măcar să alerg. Ah. Oricum. Ar trebui să mă uit, de fapt, stați așa. Visit Enderplay. Cam așa arată asta, dar observ că n-am niciun de la cu mods. Bun. Atunci pot să mă uit de aici. Știi, faza e că n-am jucat niciodată Minecraft modat. Oh, uite, mod options. Și acum văd și ce d-astea. Am forge, bine. Better loading screen. Security craft. Așa, tricapitator. Another one bites dust. Flans mod, că tot așa cineva să-l pun. Inventory tweaks. Ok. N-am nici măcar ruins, ești nebun. Better storage. Version. Better storage. Da, asta e singurul cu better. N-ai mai pomenit. N-am nici măcar... Așa. N-am nici măcar posibilitatea de a afla astea, pentru că n-am hartă. N-am hartă. N-am... chestia de aia de crafting, dar posibil să se bage curând înapoi, pentru că de, nu cred eu că lași omul așa, pentru că tipul ăsta a făcut două update-uri în aceeași zi, la distanță de câteva ore și era în cea gen, what the fuck? Bine, eu n-am apucat să le văd pe amândouă, dar le-am văzut acolo. Cât de mult simt lipsa... hookshot-ului din... Ce-a fost asta? Ați auzit și voi asta? E ca și cum telefonul meu ar fi făcut un screenshot. De ce, Doamne, iartă, m-am venit eu pe aici? Ok. Aparent, cumva, telefonul meu chiar a făcut screenshot. Două chiar. Ce naiba? Că ăsta mă bate. Nu-mi dau seama ce vrea de la viața mea. Bun, sunt aici și... Wow! Ok. Ceva îmi spune că asta ar trebui să fie ceva interesant și de văzut. Au. Sunt curios dacă pot să spar chestia asta cu paxelul de osmium. Yes! Ăla e! E interesant. Văd că e ceva cave aici. Și nu sunt sigur dacă e cave. Nu e nimic interesant. Ok. Ar trebui să mai fi... Mă, ciudat. Văd că e și aici. Chiar foarte ciudat. Poate chestia asta au legătură una cu cealaltă. Nu știu ce mod e ăsta, ce face el și cum face. Dar... clar vreau să aflu mai multe și oricum. Zona asta e chiar bună. Deci am putea să stăm în zona asta pentru că ne... Nu pare să... conteze pentru că oricum nu găsesc chestii. Bun, bun, bun. Am ce vizi... am ce explora data viitoare. Și da... Asta e, ai, asta o vreau, asta o vreau, o vreau. Nu mă, haș, așa. Și uite, acum chiar merge. Că arată ca dracu lor. Ok. Și cineva mi-a zis că, bă, ăsta nu e morf. E efectiv un mod care, practic, bagă o animație mai bună la moarte. Oh, da. Mereu mi-am dorit să văd vacile cu mor mai șmecher decât un mod normal, nu? Ok, holy fuck, chestia asta arată chiar ok, iut să zicem. Stai că asta l-a, asta l-a foc. Dacă omor... Da, las.
puteam face în așa fel încât să iau eu carnea care pică de la ea și uite, văd în partea aia o groapă, cum ar veni o groapă, un cave șmecher. Ăsta e un cave mult prea mare ca să fie aici pus întâmplător. Sau chiar e pus întâmplător și eu acum stau și mă gândesc ca fraierul de ce e pus aici. Haide, bun. Hai să mă uit și eu aleacă pe aici să văd ce găsesc. Apare nimic! O, doamne. O, doamne. O, doamne. Shit, de ce? Am mai stat... Aaaa! Am plecat. Am plecat, n-ați văzut nimic. Oi. Așa. Bun, ar trebui totuși să mă uit mai atent la moduri într-o pauză, că ne până acum mergeam pe... pe logica asta că, bă, stai că... mă descurc eu, adică... Așa, perfect. Acum e mult mai bine. E mult mai fain cu asta. Ce m-am gândit să fac asta până acum, nu știu. Deci până acum mergeam pe logica că, băi, fii atent cum facem. Și chestia asta e chiar super bine poziționată aici pentru că o să vreau să stau aici. Și e și cu pati și cu chestii de toate. Oh, nemaipomenit. Deci asta e făcută chiar pe sufletul meu aici. Bun, îmi pun lucrurile și... The only sky lives as nothing hand by... Ce? Imediat vreau să citesc asta. They pull to feel beds rise in them betrayal breaths. The birth of five moons, why do the letters feel reverie so gamely? What? Grudge and hair, ha, god. Cheeks like the hate. Like the hate. See your luscious seas after you, Sara. Ce domn, iertă-mă-i cu asta. Mă rog, deși poate ar trebui să iau după mine. Oricum. Chid aici. Și în partea aia o să fie o zonă. Uite, o văd aici. Super șmecheră de explorat. Dar asta data viitoare. Și o să închei aici acest episod. Până data viitoare, am fost Cristi. Uf. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Până data viitoare. Bye, bye.